Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, voi începe citirea de la versetul 11 și concludem în versetul 34, un pasaj mai lung, dar absolut necesar pentru noi în această seară, un cuvânt pe care dorim să-l primim în inima noastră cu toată atenția și cu toată bucuria și prin el Domnul să ne vorbească la toți. Amin. După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filip, care este cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoarea de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată ea și casa ei, ne-a rugat și ne-a zis: dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire i-a aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului cel prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și i-au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grija temnicierului să-i păzească bine. Temnicierul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la mezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și a lui Lisila, i-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicierul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui, că a crezut în Dumnezeu. Amin. Pentru că apostolul Pavel a trebuit ca să meargă în Macedonia, în cetatea Filip, unde Dumnezeu l-a folosit într-un mod deosebit, extraordinar. De fapt, Pavel intenționa să meargă în alte direcții, dar a avut o vedenie clară, a văzut un bărbat care făcea cu mâna și spunea aceste cuvinte,
treceți la noi în Macedonia și ajutați-ne. Au fost 4 evanghelizări în Filip cu rezultate notabile. Și ăsta e mesajul pe care îl împărtășim în această seară, evanghelizare cu rezultate în Filip. Și am vrea să le luăm pe rând pe fiecare dintre ele, să vedem de ce au fost mântuiți oamenii aceștia, ce au avut ei, ce au trebuit ca să facă ei și ce trebuie ca să facem noi ca să plecăm de aici acasă împăcați cu Iisus Hristos, să plecăm din locul acesta având fiecare dintre noi siguranța mântuirii, a vieții veșnice, amin? Pentru că s-ar putea ca mâine să fie prea târziu. Prima evanghelizare cu rezultate în Filip a fost lângă un râu. Am citit de la versetul 11. Au ajuns în cetatea Filip și spune aici Biblia, versetul 13, recitesc. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății, lângă un râu unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos, am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una dintre ele numită Lidia, vânzătoare de purpură. Femeia aceasta avea o mică afacere. Ea era vânzătoare de purpură. Purpura era un material foarte căutat în vremea respectivă, un fel de stofă de culoare roșie închisă spre violet. Mă gândesc că acestei femei îi mergea destul de bine. Adică avea oarecare liniște financiară. Nu se gândea ce am să îmbrac mâine, ce am să dau de mâncare la copii. Pentru că înțeleg din textul acesta că din punctul acesta de vedere mergea bine. Însă ea avea un gol lăuntric sufletesc. Și a înțeles în ziua aceea, în momentul acela, că mai important decât toate lucrurile din lumea aceasta pentru sufletul ei, este ca să fie mântuită. Și uitați-vă ce spune textul nostru. Femeia aceasta, o numește Biblia, era o femeie temătoare de Dumnezeu. Ea asculta tot ceea ce vestea apostolul Pavel. Dacă vrem ca să fim mântuiții Domnului, iubiți frați de credință, stimați prieteni, va trebui ca viața noastră pe acest pământ să o trăim în temere, în frică de Domnul. Sunteți de acord? Atunci spuneți amin mai convingător. Amin. Pentru că trebuie să recunoaștem, trăim într-o vreme în care nu mai există frică de Dumnezeu. Oamenii sor păcatul precum apa. Tragedia mare este că păcatul invadează și bisericile noastre. Marele evanghelist american Billy Graham spunea la un moment dat că problema fundamentală, problema majoră a bisericilor evanghelice este aceasta: în lume e prea puțină biserică și în biserică e prea multă lume. A te teme de Dumnezeu nu înseamnă când fulgeră și tu în afară să spui: Doamne, scapă-mă și ai milă. Nu. A te teme de Dumnezeu însemnează să nu păcătuiești, să trăiești în lumea aceasta pentru slava și gloria Împăratului, în mine și în voi să-și găsească plăcerea Dumnezeu, amin? Ca în Fiul Său, Iisus Hristos. A mărturisit-o Dumnezeu cel puțin de 2 ori, odată pe muntele Tabor, altă dată la râul Iordan, când Fiul lui Dumnezeu a intrat și a fost botezat de Ioan. Acesta este Fiul meu cel prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Și de El să ascultați, Doamne ajută-ne! În fiecare zi avem parte de ispite. Eu vă spun că nimeni din locul acesta nu-i scutit. Tinerii au parte de ispite pentru vârsta lor, pentru perioada vieții lor. Noi care suntem mai adulți, care suntem în vârstă, de asemenea avem parte de alte ispite, pentru că ispitit a fost și Domnul Iisus Hristos, dar fără de păcat. Pentru că în inima Lui n-a fost păcat, în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. El a fost sfânt și a rămas sfânt pentru vecii vecilor. Glorie Fiului Dumnezeu!
Doamne, ajută-ne și pe noi să trăim o viață cu frică de Tine. Amin? Să nu păcătuim. Una din țările pe care le vizitez foarte mult în ultima perioadă este Anglia. În Londra, în mod special, din zona noastră a Sucevei și nu numai a Moldovei, sunt câteva mii de tineri, probabil. Să vă faceți o mică părere, numai în Londra, la ora actuală, sunt peste 30 de biserici evanghelice. Cea mai mare dintre ele e Biserica Betleem, care numără vreo 1500 de membri majori. Acolo, ca să poți să prinzi un loc în biserică, trebuie să mergi cu minim 2 ore, altfel n-ai nicio șansă. Îmi povestea un tânăr, un frate din zona noastră, cam ce ispită a avut în urmă cu 10 ani de zile. O ispită extrem de interesantă. Cineva l-a pus în legătură cu un evreu, pentru că în Anglia, în Londra, evreii au cartiere întregi, sunt foarte, foarte bogați, și l-a luat evreu și i-a spus: măi, uite, eu vreau ca să renovez casa mea personală și ca să mă conving de ce ești capabil, nu pot să risc cu cele ale clienților, pentru că am clienți care plătesc, dar vor calitate. Dacă voi fi mulțumit de cum lucrez, eu îți voi da de lucru ani de zile, pentru că am foarte, foarte mult de lucru. S-a înțeles cu el, au început ca să lucreze, au început treaba. La vreo 3 zile a ajuns la mansardă, a trebuit să dea la o parte un dulap și după el a văzut o cutie pătrată, metalică, care semăna cu un seif. Dar spre surprinderea lui n-avea nici cifru și nici lacăt. În mod normal, nu era treaba lui să tragă ușa. El n-a fost plătit pentru asta. Dar știți cum e curiozitatea umană? Așa e că și noi suntem de multe ori curioși, tare curioși. Când a tras ușa aceea metalică, ochii au ieșit așa din orbită, pentru că a văzut o grămadă de bani. A zis acest tânăr: am simțit un fior care a trecut cu o viteză uimitoare prin tot trupul meu. A doua curiozitate a fost să-i numere, să vadă cât sunt acolo. Și când i-a numărat, nici mai mult, nici mai puțin, 60.000 de lire sterline. Și începe bătălia, lupta. Vocea ispitei îi spunea: măi, ce binecuvântare pe capul tău, ia banii și fugi. Cu ăștia poți să faci mult în țară. Oricum tu ai lucrat de vreo 3 zile, ăsta nu te știe prea bine, nu te cunoaște, și oricum era deschis aici. Tu te realizezi cu suma asta, este o sumă colosală. Însă vocea Domnului îi spunea altceva: nu. Tu ești copilul meu, tu ai încheiat un legământ cu mine. Banii ăștia nu sunt ai tăi, nu-i munca ta, n-ai transpirat pentru ei. Tu trebuie să pui mâna pe telefon să anunți proprietarul. Spune el: credeți că mi-a fost așa ușor? A trebuit ca să închid ușa cu cheia și o oră să se lupte acolo. Adică să anunțe sau să nu anunțe. După o oră, aproximativ, a biruit vocea Domnului. Ca și această femeie, Lidia, asculta de vocea Domnului. Pune mâna pe telefon și spune: domnului patron, Șmulic îl chema pe evreu, vă rog frumos să veniți de urgență aici, pentru că s-a întâmplat un lucru important. Evreul s-a gândit că o la foc casă, cine știe, într-un sfert de oră, cu mașina a fost prezent acolo. El a pus bani într-o geantă mare și a zis: uite, pe când făceam curățenie acolo, așa, așa, îi explică, am găsit suma asta de bani, sunt ai dubitale. Evreul m-a dus așa mâna odată la frunte și a spus: domnule, ăștia am pus acolo în urmă cu 2 ani de zile, am uitat de ei. Acum vocea ispitei vine iarăși și spune: băi, ai văzut? Ce ți-am spus? Adică ăsta a uitat, așa din mulți are cu uita și ție îți trebuia. Mă, ce să facă? Fapta consumată. Regrete avea. Dar și-a zis: las că evreii dau zeciuială.
Dacă îmi dă și o zicioală, adică 6.000 de lire, tot mă mulțumesc. Evrei însă sunt și foarte zgârciți. O lua bani, o pus în mașină, au zis mulțumesc frumos, apreciez gestul tău și au plecat. 3 luni de zile a fost așa de mânios, spunea, nici la biserică n-am putut să mă duc. N-am putut să mă rog, să citesc în Biblie. După 3 luni de zile, după ce l-a lăsat ca să fiarbă așa în suc propriu, a venit proprietarul și a spus, măi, tu ce religie ai? Și o zis și el ca și Iona. Știți, Iona a zis, sunt evreu și mă tem de Dumnezeu. Păi cum te tem de Dumnezeu dacă tu n-asculți de Domnul? Că Domnul ți-a vorbit să te duci la Ninive și tu ai plecat la Tars. Păi când te tem de Dumnezeu, asculți de Dumnezeu, nu? A zis și el, sunt, uite, credincios, penticostal, explicat ce înseamnă, eu mă tem de Dumnezeu, de asta v-am dat bani. Și a zis evreul, măi, să știi că eu mi-am dat seama că dintr-o 1.000 de persoane, 999 luau bani și plecau, tu ești la 1. Ei, pentru că ai făcut gestul ăsta, eu pot să am încredere în tine totală. Eu îți fac o propunere să fii director principal la firma mea, să ai acces la toate conturile, să poți face plăți, pentru că mi-ai demonstrat că ești un om cu frică de Dumnezeu și mă pot baza pe tine. Și îți dau salariu 6.000 de lire. Îți dau timp de gândire o săptămână. Asta a spus, domnule, nu mai trebuie o săptămână, pe loc. Și spunea el așa, în primul rând m-am păstrat curat, deși a fost greu. Și Dumnezeu, datorită că m-am temut de El, mi-a dat o zeciuială în fiecare lună și de 10 ani a câștigat sute de mii de lire sterline. Pentru că Dumnezeul nostru e mare. Dumnezeu ne poate binecuvânta, amin? A Lui este cerul și pământul. El are comori neîncepute pentru noi, amin? Frații mei preiubiți, va binecuvânta Dumnezeu în ultimul an? Dumnezeu ne-a binecuvântat pe toți. Ne-a dat mai mult decât avem nevoie, așa-i? Nu credeți că a venit vremea ca să ascultăm de Domnul și să trăim cu frică? Doamne, din seara asta te rugăm să ne ierți, pentru că nu totdeauna ne-am temut de tine. Pentru că de multe ori am luat cuvântul tău ușor și am fost încăpățânați și n-am ascultat și am avut pornirile noastre. Te rugăm în seara asta, iartă-ne, Doamne, și ajută-ne ca să ne deschidem inima. Amin? Pentru că această femeie care asculta de cuvântul spus de Pavel, această femeie temătoare de Dumnezeu, spune aici versetul, Domnul i-a deschis inima ca să-i aminte și în ziua aceea a fost mântuită ea, dar și casa ei, pentru că cel ce mântuiește este Iisus Hristos, Domnul trăiască numele Lui. Seara asta mă rog la Betel Oradea să fie seara cercetării, seara mântuirii, seara în care Domnul să pună în fiecare inimă prezent aici frică de El. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Doamne, ajută-ne să trăim toată viața cu frică de Tine, ca și Lidia, amin? Evanghelizare cu rezultate, așa-i? Mari rezultate. O femeie și casa ei mântuită. A doua evanghelizare în Filip. Evanghelizare în plină stradă. Interesantă și asta. Dacă ne uităm din versetul 16, continuă Biblia și afirmă în felul următor, pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă, o femeie, o slujnică, care avea ce? Un duh de ghicire. Femeia aceasta era posedată. Și prin ghicitul ei aducea câștig nu puțin mult stăpânilor ei. Zice Biblia, i-a strigat după robii Domnului, după Pavel și Sila. Și ce striga ea? Nu striga rău. Spunea aceste cuvinte și vreau să le citesc. Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului cel preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii.
Oare de ce Pavel nu a spus aleluia? Nu a spus aleluia. Să spună și el slăvit să fie Domnul, ce inima aleasă deosebită are femeia asta. Ia vedeți voi cum strigă ea, ce frumos spune. Nu? Dacă ai trece prin Oradea, ar trece un slujitor, un păstor, un evanghelist, un grup de cântăreți, nu? Prin centru, pe aici, pe la Lotus sau pe la Nufuru, pe unde vreți. Și cineva să strige, să spună, oamenii ăștia, slujitorii celui preanalt, ei vă vestesc, vă învață calea mântuirii. Poate că la unii ne-ar place. Dar lui Pavel nu i-a plăcut deloc. De ce? Din două motive. În primul rând, pentru că el știa că sursa de unde vine nu e o sursă curată bună. Femeia asta era posedată, stăpânită de un duh necurat. În al doilea rând, ea îi necăjea. Cum adică îi necăjea? Ea venea în fața lor și pur și simplu le oprea înaintarea ca să ajungă la timp la locul de rugăciune. Și mie cel rău mi-a pus niște piedici în seara asta. Așa m-am învârtit pe aici ca să ajung, frații mă sunau, pe unde ești frate Ionică? Mă învârteam tot pe aici, prin zonă, zic, pe aici, pe aproape, pe la aia. Nu știam ca să ajung în locul ăsta. Pentru că diavolul nu-i bucuros când noi venim la timp la rugăciune. Să știți, sunt atâtea duhuri care vor să ne taie calea, să ne împiedice. Aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute întotdeauna să ne împotrivim și să venim la adunare la timp la rugăciune, amin? Că rugăciunea e importantă, amin? Să fim la timp aici. Pavel se întoarce și mustră duhul acela din ea. Citim în versetul 18. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel necăjit s-a întors și a zis Duhului, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Femeia aceasta a fost eliberată. Eu nu știu ce a mai făcut în continuare, că Biblia tace. Mie nu-mi place să vorbesc unde Biblia tace. Dar știu un lucru. Ea n-a mai ghicit niciodată, pentru că această roabă a fost eliberată în numele lui Iisus Hristos, lăudat să fie El în vecii vecilor. Trăim într-o vreme în care sunt atâția oameni posedați. Uitați-vă, dumneavoastră, duhurile necurate se împart în cel puțin trei categorii. Prima categorie dintre ele, despre care citim în 2 Petru, de la versetul 4, spune așa Biblia, deci 2 Petru 2:4, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci aruncat în adânc unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Prima categorie, sunt legați în adânc și așteaptă ziua judecății. A doua categorie despre care vorbește Sfânta Scriptură, amintește Pavel în Efeseni, capitolul 6, cu versetul 12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt unde? În locurile cerești. Și rolul lor este ca să împiedice rugăciunea și lucrarea lui Dumnezeu. Biserica Ebenezer din orașul Torino, Italia, a avut pe inimă ca să înceapă o lucrare în județul Vrancea. Dumneavoastră știți că zona Vrancea, zona Olteniei, sunt zone extrem de grele. M-am dus în Oltenia și spuneau frații, pe fiecare stradă sunt vrăjitori și vrăjitoare. M-am îngrozit ce am văzut acolo. Ei, în Italia e criză mare. Deja o parte însemnată dintre frați și surori se mută în țări unde economia merge mai bine, ca Belgia, Germania, Anglia și așa mai departe. Eram acolo într-o duminică seara, la o singură strângere au adunat 8.000 de euro. Cineva, o familie de credincioși din orașul Panciu, a zis, uite, eu dau un loc, îl donez în numele Domnului să se facă aici loc de închinare, casă de rugăciune.
Dar dumneavoastră construiți, puneți bani și construiți, pentru că eu nu pot să mai fac nimic. Au făcut altă strângere și altă strângere și au dorit ca să ridice casa de rugăciune. Însă când au mers la primărie pentru autorizație, primarul a zis aceste cuvinte: cât sunt eu în viață, cât trăiesc eu, aici nu o să fie casă de rugăciune și picior de pocăit niciodată. Acum frații au zis: Doamne, noi terenul avem, banii avem, materialul este pregătit, echipa de muncitori e pregătită, dar noi nu ne putem lupta cu autoritățile. Noi intrăm în postă rugăciune și tu să lucrezi după cum este voia ta. Un an de zile. Eu ce vă spun, vă spun realități, se poate verifica? Ești responsabil de fiecare cuvânt. Un an de zile Biserica Ebenezer din Torino a stat în jertfă necurmată. La un an de zile, atenție, a murit primarul din Panciu. A căzut din picioare, a murit. Frații nu s-au rugat pentru asta. Frații au zis: Doamne, noi vrem ca să dai la o parte orice piedică și acolo să fie casă de rugăciune. Vecinul care și el făcea sesizări la primărie și punea piedici, când a văzut că s-a întâmplat asta, pentru că tot orașul a fost zguduit, a plecat și a zis: uite, vă mai dau eu încă 5 ani gratis, numai faceți casă de rugăciune. La ora actuală s-a pus termopanul. Dacă ajută Dumnezeu, în primăvara acestui an 2015, va avea loc inaugurarea, că Dumnezeul nostru e mare. E Dumnezeul minunilor, lăudat să fie numele Lui. Ei, dar-i luptă. Și a treia categorie de duhuri necurate sunt duhurile care caută să posede trupuri. Și de asta amintește Domnul Iisus, de categoria aceasta. Ne amintim când ajunge Mântuitorul în ținutul gadarenilor și în acest ținut era un îndrăcit, un posedat, un om care locuia prin cimitire, da? Umbla toată ziua dezbrăcat, gol, își făcea tăieturi pe el, o scenă macabră, sinistră, nu puteai să treci pe acolo, rupea tot felul de legături, de lanțuri cu care era legat. Era un coșmar pentru toată zona. Însă că Domnul Iisus pășește cu piciorul în ținutul acela, omul acela alergat înaintea lui se pleacă și duhurile din el încep să vorbească, să dialogueze cu Fiul lui Dumnezeu. Au zis ei: ah, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, te știm cine ești, ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Și Domnul îi ceartă și spune: taci fără gură, care ți este numele? Legiune, pentru că suntem cum? Mulți? Foarte mulți. Unii teologi spun că ar fi fost o legiune, vorba de 5.000 de duhuri, pentru că o legiune romană avea 5.000 de soldați. Nu știu asta cu exactitate, dar cel puțin 2.000 tot a fost. Pentru că duhurile s-au rugat și pe mine mă depășește de ce Iisus i-a ascultat. Ei, dacă i-a ascultat pe ei, cu atât mai mult ne ascultă pe noi, amin? De-aia trebuie să ne rugăm. Și au zis ei: Doamne Iisuse, nu ne trimite în adânc, nu ne pedepsi cu această pedeapsă mare, dă-ne voie ca să intrăm unde? În turma aceea de porci. Pentru că astea sunt duhuri care vor să posede trupuri. Și Domnul le ascultă, le dă voie, intră în porcii aceia și porcii au plecat în mare și s-au unecat. S-au dus porcarii, au anunțat pe proprietari și au zis: veniți să vedeți și pagubă. Când au venit, l-au văzut pe omul acesta care altădată era dezbrăcat, acum îmbrăcat, stătea jos, liniștit, la picioarele Domnului. Mă așteptam să spună aleluia, slavă Domnului, dă-i încolo de porci, pentru că omul ăsta e normal, are o viață normală, dar de unde? Toți în glas, în cor, au făcut o rugăciune și au zis: Iisuse, învățătorule, dorim ca să pleci de la noi. Și Domnul Iisus a plecat. Noi vrem să spunem în această seară: Doamne Iisuse, rămâi cu noi. Rămâi în adunare. Doamne, rămâi în viețile noastre. Rămâi în casele noastre. Rămâi peste Oradea, peste România, Doamne. Rămâi stăpân și Dumnezeu, că nu concepem viața fără Iisus. Amin? Seara aceasta, mă rog, să fie seara eliberării. Cel ce poate să elibereze este Fiul lui Dumnezeu. Predicam într-o biserică și la aproximativ 10 minute
Văd că înaintează pe culoar către amvon o doamnă, o femeie. Nu știam ce intenționează, mă gândeam că vrea să dea un bilet ca la final să facem o rugăciune pentru cauza ei. M-am uitat mai atent, n-avea niciun bilet. A venit în față 2-3 metri de amvon, a ridicat mâna dreaptă sus și a spus: domnule predicator, vă rog frumos să vă opriți. Eu m-am oprit pentru că era o premieră, niciodată nu mi s-a mai întâmplat așa ceva. Și ca să detensionez oarecum atmosfera, am întrebat-o: ce doriți? Ce dorință aveți? Putem să vă ajutăm cu ceva? Și a început să plângă în hohote, să zică: domnule, eu de peste 20 de ani sunt stăpânită, sunt robită de alcool. Viața mea este un iad. Mi-am pierdut soțul. M-au părăsit copiii. Dacă nu beau într-o dimineață, când mă trezesc, tremur toată, sunt alcoolică. De două ori am vrut să mă sinucid. Am luat pastile, un pumn de pastile, și de două ori am fost salvată. Vecinii au chemat ambulanța. Spuneți-mi, pentru mine, se mai poate face ceva? Vreau să vă spun că în clipa aceea, toată teoria mea n-a mai contat. Eu puteam să-i vorbesc pe punctele acelei doamne până dimineață, adică să fac predică după predică, dar am văzut că situația de față mă depășește, când înaintea mea era o femeie care avea nevoie disperată de ajutor și am spus: Doamne, ajută-mă Tu, dă-mi Tu o lumină de sus. Și am zis: Doamne, singurul care poate să vă ajute, să vă elibereze, să facă să aveți o viață normală, este o singură persoană, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Credeți în El? A început să plângă, să spună: cred că Iisus se îndură și de mine. Împreună cu pastorul local ne-am dus acolo, ne-am rugat pentru ea, probabil peste jumătate de ceas, și dintr-o seară de evanghelizare s-a transformat într-o seară de rugăciune, pot să spun, de stăruință. Dar nu s-a supărat nimeni, pentru că a fost o seară cu rezultate notabile. Femeia aceea a fost eliberată. Că cel ce rupe toate legăturile și dă o viață normală, o viață nouă, un început nou, este Fiul lui Dumnezeu, trăiască numele Lui. Femeia asta, din ziua aceea, n-a mai ghicit niciodată. Rezultate mari. Pentru că Pavel a zis: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși afară. Și ea a fost eliberată. Seara asta Dumnezeu să rupă orice legătură străină, amin? Dacă sunt aici persoane robite, nu știu de ce păcate, de ce vicii, de alcool, de tutun, de curvie, de furat, mă rog ca să fie seara eliberării și să plecăm de aici oameni liberi, oameni transformați, schimbați, cu o viață nouă, cu un început nou, pentru că între noi este Liberatorul, trăiască numele Lui. A treia evanghelizare din Filip a fost în temniță. Interesantă evanghelizare. Au auzit stăpâni acestei slujnice, acestei roabe. Și anume, câștigul lor nu mai este, s-a pierdut, s-a dus. Au pus mâna pe cei doi, pe Pavel și pe Sila, și prima sentință, prima pedeapsă, a poruncit să fie bătuți cu nuiele. Probabil 39 de lovituri. N-a fost ușor. Cred că fiecare dintre noi în copilărie, nu? A mai luat de la părinți câte o nuia. Mai ales așa la pielea goală. Ați văzut că acolo întotdeauna se aduna sângele sub piele. Pur și simplu apărea o umflătură, vânătaie. O lovitură, două, trei, pentru că oricum părinții ne dădeau cu milă și cu dragoste. Dar oamenii ăștia, 39 de lovituri, una după alta, păi n-aveai unde să pui deget pe spatele lor. Au zis ei: nu scapă cu atât. L-au chemat pe șeful de temniță din Filip și au zis: uite, îi iei pe acești doi, îi bagi în temniță, răspunzi de viața lor cu viața ta, ai grijă de ei, pentru că judecata lor continuă mâine dimineață. Temnicerul, ca să aibă o noapte liniștită, să n-aibă mari probleme, insomnii, adică să aibă un somn pe tihnă. I-a băgat într-o cameră foarte securizată.
niște butuci puțin crăpați cât să le intre picioarele până la gleznă, i-a legat de mâini, a încuiat ușile cu lacăte și a plecat să se culce. M-am gândit, oare ce inimă a avut omul ăsta? Să lași două persoane în felul ăsta. Cred că fiecare dintre noi am avut experiența nefastă ca să ne prindem odată un deget sau o mână undeva într-o ușă, că e la mașină, că e la casă. O durere insuportabilă. Dar să-ți fie picioarele prinse până la gleznă acolo, pur și simplu să nu mai circule sângele, să stai în durerea asta. Ar fi putut să spună Pavel și cu Sila, Doamne, pentru cine-i chemat aici? Noi am vrut să plecăm în Bitinia, dar Duhul Tău nu ne-a permis, nu ne-a dat voie. Noi am venit aici pentru că am văzut o vedenie clară, lămurit, și am venit să facem lucrarea Ta. Pentru ce ne chinuiești? Pentru ce îngădui așa ceva? N-au zis un cuvânt de felul ăsta. A știut Pavel și cu Sila că Dumnezeu merită și trebuie ca să fie lăudat și în încercare. Sunteți de acord? Spuneți amin atunci. N-au cerut socoteală Domnului. Oare să mai fie oameni de ăștia? Eu am vizitat pe cineva la spital pentru că am auzit că este bolnav, este paralizat și n-are pe nimeni. Un doctor de la noi creștin din Suceava, doctorul Bușcașu, și-a făcut milă și l-a luat în clinica lui să-l țină cât Dumnezeu îi mai dă viață. Ne-am dus cu un grup de tineri și asistenta ne-a zis că domnul Gheorghiță este în ultimul salon pe stânga. Când am ajuns acolo, m-am bucurat pentru că l-am văzut pe omul ăsta citind Biblia. Îmi veți spune ce mare lucru. Dar era paralizat de la gât în jos. Adică niciun simț. Un pic putea să miște capul în partea stângă și în partea dreaptă. Era așezată Biblia undeva în stânga lui, pe un postament, și când intra cineva în cameră, astea erau primele cuvinte. Mai dați-mi o filă din Biblie, pentru că dorea să mai citească două pagini. Am vorbit cu el, ne explica situația lui, cum s-a întâmplat cu accidentul, cum l-a părăsit familia și a rămas singur. L-am încurajat, i-am cântat, la urmă ne-am rugat și el personal a rămas în rugăciune și spunea, Doamne, mulțumesc pentru că ai îngăduit accidentul ăsta, pentru că eu goneam spre iad. Dar, Doamne, Tu m-ai întors la Tine și nu regret nimic. Îți mulțumesc că ai lucrat așa, că altfel mă pierdeam. Și, Doamne, am o nădejde. Știu că pe acest pământ eu multe zile nu m-am de trăit. Și când sfârșesc viața, alergarea, eu mă duc acasă în cer la Tine și dincolo în cer n-o să mai am un trup de paralizat. O să am un trup nou de slavă. O să semăn cu Tine. Asta e nădejdea mea. Am ieșit de acolo mai îmbărbătat eu de fratele Gheorghiță decât am reușit să o fac. Când mai trec prin câte o încercare, oameni buni, știți unde mă gândesc? La el. Și îmi spun, încă nu sunt în situația aceea. Am două mâini și le folosesc, slăvit să fie Domnul. Am două picioare, încă și pot să alerg. Am doi ochi și văd, nu trebuie să mă hrănească nimeni, nu trebuie ca să răsfoiască nimeni prin Biblie, mai pot să o fac eu. Și pentru asta strig necontenit, trăiască Domnul, glorie lui Iisus Hristos, binecuvântat să fie Domnul domnilor. Asta face Pavel cu Sila. Oamenii ăștia știau psalmii. Că în psalmul 34, David spune aceste cuvinte, voi binecuvânta pe Domnul când? În orice vreme. Lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Și spune lui Sila, nu vrei să începem să cântăm o cântare? Dar cum de cântăriți ardeți? În loc să se vaite, în loc să plângă, să spună, Doamne, unde ești? Oamenii au cântat, probabil la nivelul corului de la Oradea în seara asta, au cântat glorie Domnului, au cântat slăvit să fie mielul din veșnicii, au făcut rugăciuni, pentru că noaptea aceea în temnița din Filipi a fost evangelizare, au fost rezultate noaptea aceea, au fost rezultate mari. Dumnezeu le-a primit jertfa lor de laudă și rugăciunea, că e scris în Biblie, când strigă un nenorocit, ce face Domnul? Dumnezeu aude și nu numai atât că aude, că dacă nu m-ar auzi și n-ar mai face altceva, nu ne ajută cu mare lucru.
Dar și întinde mâna și ne scapă din primejde, din necaz, din nevoi. Dumnezeu este cu noi când strigăm la El. Și face Domnul un cutremur de pământ. Vedeți cum e cutremurul Domnului? Nu cad zidurile în interior, că mureau toți. Dumnezeu a scuturat așa pe scala Richter cât să reziste zidurile acelea, dar să sară butucii și să cadă toate lanțurile. Toate lanțurile. Ei, pur și simplu s-o trezi din somn șeful de temniță și când a văzut ușile deschise, când a văzut că lacătele au sărit, căuta o sabie pentru ce? Să se omoare. Însă Pavel a strigat, domnule, șef de temniță, n-a fost ranchiunos cu el, răutăcios, răzbunător, să nu-ți faci niciun rău, pentru că n-a plecat nimeni. Aici la Filip, în temniță, noaptea asta a fost evanghelizare. Aici s-au cântat cântările Domnului, aici s-au făcut rugăciuni. Și, dragii mei, oamenii nu erau închiși pentru credință. Condamnații aceia erau răufăcători, însă n-a plecat niciunul. Toți au rămas acolo până la sfârșit, pentru că al Domnului cuvânt a avut efect în inima lor. Duhul Sfânt le-a cercetat inimile. Când au văzut ei că toate lanțurile au căzut, ușile s-au deschis, au zis, aici este prezent Dumnezeul cerurilor. Rezultate mari, rezultate mari. Doamne, în seara asta, mă rog să faci un seism la nivel de inimă, amin? Să zguduie Dumnezeu fiecare inimă și Domnul să facă să cadă orice legătură străină și inima noastră să înalțe pe Domnul și cu toții de aici să spunem, trăiască Dumnezeul nostru mare! Hristos este viu în vecile vecilor, El ține în mâinile Lui cheile locuinței morților, are toată puterea în cer și pe pământ, mărire Lui în veci. Și nu numai atât, că n-au plecat niciunul. Dar temnicerul s-a prăbușit în genunchi după ce a numărat că el n-a crezut. A luat o torță, el avea evidență clară cât sunt închiși, atâți. Și a început să-i numere. 1, 2, 3, 10, 100, mă rog câți erau, că nu dă Biblia numărul. Și când a văzut că n-a plecat niciunul, în ciuda faptului că toate ușile s-au deschis și lanțurile au căzut, s-a aruncat la... în genunchi la picioarele lor și a strigat, a pus cea mai importantă întrebare, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pentru că în seara asta aici s-a prezentat Dumnezeul, Mântuitorul cerurilor. Ce îi spune Pavel? Crede în cine? În Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și casa ta. A crezut temnicerul? A crezut? Pentru că oameni buni, dacă vreți ca să fim mântuiți, va trebui ca să credem din toată inima noastră. Întrebarea care se pune, oare noi mai avem credință? Vorbim de credință, cântăm de credință, predicăm de credință, însă tare mă tem că credința ne slăbește în fiecare zi. Nu întâmplător pune Mântuitorul această întrebare, când va veni Fiul omului pe norii cerului, va mai găsi El pe pământ ce? Credință? Doamne, vrem ca să găsești credință în viețile noastre. Dacă cumva credința ne-a scăzut, dacă suntem descurajați pentru că trăim pe acest pământ și avem parte de încercări, avem parte de greutăți, vedem bolnavi de boli incurabile de jur împrejur, ne conducem pe ultimul drum pe cei dragi, aș dori în această seară Duhului Dumnezeu să ne ajute ca să mai credem, amin? Să credem că Dumnezeu nu s-a schimbat, El rămâne același ieri, astăzi și în vecii vecilor, mărit să fie Iisus Hristos. Omul acesta a crezut. Pentru că fără de credință, spune Evrei 11:6, este cu neputință ca să fim plăcuți cui? Lui Dumnezeu. Amintiți-vă de Bartimeu, acest orb din naștere. Stătea lângă drum, la marginea drumului și a auzit în ziua aceea voci multe, a simțit că se apropie un convoi numeros, important. Și a întrebat acest orb, ce se aude, cine trece pe la noi prin cetate, prin oraș, prin Erihon?
Și cei de lângă ele au zis, trece un învățător, Iisus Hristos din Nazaret. Bartimeu n-a văzut vreo minune cu ochii lui ca să creadă, dar stând lângă drum, a auzit că Dumnezeu îl folosește, a auzit că Iisus Hristos vindecă leproșii, Iisus Hristos înviază morții, Iisus Hristos potolește furtuna pe mare și când a simțit că e în dreptul lui, a strigat, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine? Imediat l-au adus în fața lui și ce tablou sublim. Un orb din naștere, probabil desculț, cu haină zdrențăroasă, nebarberit, cu ochii plini de albeață. Față în față cu cel care e lumina lumii, l-a întrebat Iisus, ce vrei să-ți fac, omule? Câte nu putea să ceară Bartimeu, dar a strigat în ziua aceea, învățătorule, rabunii, vreau un singur lucru, să mi se deschidă ochii. Eu cred că din ziua de azi eu am să văd, asta e credința mea, n-am văzut un răsărit de soare. Aud că e frumos răsăritul, când se ridică soarele, picturi îl pictează. N-am văzut un fir de iarbă, mi se spune că e verde, nu pot distinge culorile. N-am văzut un fruct, un măr, o portocală, le-am pus pe obrazul meu, am simțit că mărul e neted. Vreau ca să văd Iisuse, vreau să mi se deschidă ochii și cred că azi e momentul acela. Și pentru prima dată, Bartimeu a început ca să vadă, pentru că Iisus l-a vindecat. Iisus e vindecătorul, glorie lui. Dar ca și bonus, pentru că a avut credință, îi spune Iisus, du-te omule, pentru că credința ta ce a făcut? Te-a mântuit. Să fie seara aceasta la Betel Oradea, seara mântuirii, seara eliberării, seara iertării, să plecăm de aici mântuiți lui Iisus, ca acest temnicier din Filipi. Amin? Amin. Și apoi a patra evanghelizare și ultima, încheiem. Evanghelizarea din casa temnicierului. Pentru că omul acesta l-a invitat pe Domnul Iisus unde? În casa lui. Spune așa Biblia, versetul 33. Temnicierul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte. Le-a spălat rănile. Da, s-a plecat acolo. Și a fost botezat îndată el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Vreți ca Dumnezeu în seara asta să mântuiască familia noastră? Aveți acasă de mântuiți? Aveți copii de mântuiți? Aveți soț, soții? Aveți părinți de mântuiți? Și eu am. Dacă am o dorință, doresc ca Dumnezeu să-i mântuiască pe toți cei dragi ai mei. Călătoresc foarte mult prin țară, prin Europa și când mă întorc acasă după săptămâni, mi-e așa de dor de cei dragi ai mei. Copiii îmi sar în brațe, mă îmbrățișează și este o atmosferă pe care nu pot să o descriu în cuvinte. Mă gândeam într-o zi, oare cum să stai o veșnicie fără cei dragi ai tăi? Pentru că, dragii mei, ziua când va veni pe nor de slavă Iisus Hristos va desparte lumea asta în două. Vor fi oameni mântuiți și vor fi oameni nemântuiți. N-aș vrea ca printre cei nemântuiți să fie vreunul drag al nostru. Eu aș vrea, Doamne, mântuiește fiecare familia noastră. Doamne, lasă ca Duhul Sfânt să cerceteze chiar în seara asta pe copiii noștri, amin? Să cerceteze pe părinții noștri și seara aceasta, Doamne, să se întoarcă la Tine. Vremea asta, pentru că zilele sunt scurte și sunt grele, să Te primească în viața lor ca Domn, Stăpân și Mântuitor absolut, amin? Nu cumva să vă gândiți că mai avem timp. Nu cumva să spui, mai este evanghelizare și mâine seară. Avem vreunul dintre noi garanția că ajungem până mâine dimineață? Nici vorbă. Eram în Italia, în zona Parma, Reggio Emilia, invitat la o evanghelizare și a murit un prieten de-al meu, un cunoscut din Botoșani, un frate de 42 de ani. Era la servici. A plecat schimbul unu acolo, împingea la un cărucior cu legume, cu fructe. Îl ajuta un alt coleg. L-a văzut cum a murit, efectiv.
împingând la acel cărucior, depunând un efort considerabil, la un moment dat l-a văzut cum s-a lipit de perete și încet s-a prăbușit mare, un om peste 100 de kilograme. Au chemat ambulanța, au venit medicii, i-au pus mască de oxigen, l-au resuscitat, însă inima lui a refuzat să mai pornească. Pentru că, dragii mei, în fiecare dimineață, inima mea și inima ta îl întreabă pe Dumnezeu să mai bat și azi, dar într-o zi, într-o dimineață, într-o amiază, într-o seară, nu știu, într-o noapte, îi va spune Domnul inimii mele și a tale, oprește-te! Și ea se va opri, că l-ascultă pe Dumnezeu, ea bate la porunca lui Dumnezeu. Dar ce vorbesc eu 42 de ani? Am predicat la o fetiță de 8 ani și jumate, că se poate muri și la 8 ani și jumătate. În Volovoț, lângă Rădăuț, o fetiță care se juca în cel mai sigur loc, nu pe drumul național sau european, undeva pe un islaz cu două prieteni de joacă, a venit un cetățean cu o mașină pe care n-a asigurat-o, n-a tras frâna de mână, s-a dus într-o curte să-și rezolve problemele. La câteva zeci de secunde, mașina a pornit, a luat-o la vale de pe loc, de parcă n-ar fi avut unde să se ducă. S-a dus țintă, glonț, direct către grupul de fete. Cele două din lateral au reușit ca să evite, au fost puțin acroșate, însă cea din mijloc, o fetiță cu numele Emanuela, un nume frumos biblic, a fost proiectată într-un pom, într-o salcie și strivită, a murit pe loc. Și pe 15 septembrie 2014, în loc să meargă în clasa a treia, să se bucure de prima zi de școală a noului an școlar, această fetiță a trebuit să fie condusă de învățătoare, de colegii ei, care au venit cu coroane de flori și buchete de flori. Era singura fetiță din acea familie, restul băieți. Am văzut o durere enormă în inima părinților și a fraților ei și m-am gândit ce scurtă este viața aceasta. Doamne, ajută-ne ca să ne pregătim pentru întâlnirea cu Tine. Amin? Să putem să fim gata. Dacă n-ai venit azi, dacă nu vei veni la noapte pentru noi, poți ca să vii mâine dimineață. Amin? Întrebarea pe care trebuie ca să mi-o pun în seara aceasta este următoarea. Sunt eu pregătit? Am eu siguranța mântuirii? Din pruncii am fost adus lângă altar. Muzica și-o său cuvânt le ascultam. Frați bătrâni cu bunătate mă purtau din brațe-n brațe și cuvinte alese ei îmi adresau. Peste ani când drumul singur mi-am croit, am avut perioade când m-am îndoit. Până-n ziua când în vale m-a privit cu îndurare, m-a iertat și-n brațul uitare m-a primit. Aleluia, aleluia, nu voi uita nici când de bunătatea Lui. Aleluia, aleluia, nu-i loc mai bun decât pe brațul Domnului. Iar acum vreau să fiu de folos cuiva și să cânt un vers despre jertfirea sa. Ce dovadă ar fi mai mare de iubire și iertare decât gestul lui Iisus la Golgota. De aceea cânt Aleluia, aleluia,
Nu voi uita nici când de bunătatea Lui. Aleluia, aleluia. Nu-i loc mai bun decât pe brațul Domnului. Să cântăm împreună. Aleluia, aleluia. Nu voi uita nici când de bunătatea Lui. Aleluia, aleluia. Nu-i loc mai bun decât pe brațul Domnului. Nu-i loc mai bun decât pe brațul. Nu-i loc mai bun decât pe brațul Lui. Nu-i loc mai bun decât pe brațul Domnului.